Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi avem parte de o ediție specială și când spun acest lucru, mă gândesc în primul și în primul rând la o ediție în care vom afla direct de la sursă răspunsuri la miile de întrebări pe care poate le aveți noastră, stimați telespectatori, și pe care nu de puține ori le-ați adresat. Ce se întâmplă cu Foresta? Mai e Foresta? Se mai înscrie? Se închide? Ce se întâmplă? Vin? Nu vin? Cine? Ce? Cum se întâmplă? După cum vedeți și titlul emisiunii, Renașterea Forestei 3.0, e o discuțiune aici pentru că, așa cum spuneam înainte de a începe această emisiune, această echipă se încăpățânează să nu moară. Anul acesta, nu știu câta oară, problemele financiare au generat mari emoții pentru iubitorii, pentru publicul iubitor de fotbal de aici, din Suceava. Și din această perspectivă, lucrurile nu au fost tocmai plăcute, cel puțin finalul de campionat, știți foarte bine cum ne-a prins. Între timp, însă, s-au petrecut mai multe în cadrul acestei grupări. Nu de puține ori, și știu bine cei doi invitații ai mei de astăzi, i-am certat că nu oferă mai multe informații și că nu vin să spună. Astăzi, cu puțin timp înainte de a începe campionatul și pentru că echipa din nou pare că se așează pe drumul cel bun, alături de mine, domnul Andrei Ciutac. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Stați să vedem să nu greșesc. Președintele Consiliului de Administrație? Președinte executiv al clubului și vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Am înțeles asta ca să fim foarte preciși în exprimare. Și domnul Mihai Ungurian? Vicepreședinte în cadrul executiv, în cadrul clubului. Bună seara, bine. Deci doi vicepreședinți am astăzi. președinte executiv și vicepreședinte. Deci stau bine la capitolul ăsta. Iar în cadrul Consiliului de Administrație? Nu dețin nicio funcție. Nu dețineți nicio funcție. Domnilor, haideți să procedăm așa, de la ceea ce a văzut toată lumea, și anume un final de campionat care l-am terminat gâfâind cu echipa. Un moment în care, sau la capătul căruia, practic s-a pulverizat aproape tot. Mă gândesc aici la conducere tehnică, echipă, nu în cele din urmă. Iar mai apoi o încăpățânare, ca să spun așa, în sens pozitiv. Domne, vom reclădi echipa și uite că, contrar tuturor opiniilor care spuneau că nu mai există nicio șansă, echipa s-a închegat, adică începe să semene a echipă de fotbal. La nivel de administrativ am înțeles că de dată recentă s-a reușit a se depune în această lună, a 8-a anului, dosarul pentru finanțare la primărie, ceea ce înseamnă că lucrurile încep să funcționeze. Haideți să pornim, pentru că s-au produs mai multe. Ultima oară când am discutat cu reprezentanții Forestei sau când a avut Foresta prezență în cadrul acestei emisiuni a fost prin intermediul antrenorului echipei de atunci, Florentin Petre. Așa. Ce s-a întâmplat de atunci? Pentru că au fost mișcări în cadrul Consiliului de Administrație, mișcări la nivel de echipă, am pierdut câțiva jucători de certă valoare și suntem în acest moment la un nou început cu un cuplu de antrenori, cel puțin în meciurile astea de pregătire. Am văzut Bogdan Tudoreanu și Mihai Gurița. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat la nivel administrativ? Prima oară, pentru că, domnule Ciutac, dumneavoastră v-ați întors. Acum când e mai greu sau foarte greu, sau, după cum spuneau unii, imposibil a se mai întâmpla ceva. Da, într-adevăr, am revenit în cadrul echipei alături de Mihai într-un moment în care lucrurile erau cât se poate de proaste pentru noi. Nu prea aveam șanse să ne salvăm de la retrogradare, sau cel puțin șansele erau doar teoretice, însă am decis să venim atunci și să încercăm să reparăm ce mai poate fi reparat. Din păcate nu am reușit
ceea ce ne-am propus în luna martie, cred că, în momentul în care ne-am întors, și anume să ne salvăm de la retrogradare. Însă am decis să o luăm de la capăt, să reconstruim totul de la zero din Liga 3 și să sperăm că lucrurile de această dată vor fi mult mai bune decât în trecut și vom reuși să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Ajunge și la obiectivele care vi le-ați propus. Atunci, în martie, la nivel de teorie, cel puțin mai aveam șanse, însă luptele intestine din cadrul clubului au determinat la un moment dat și excluderea unor membri din unui membru din Consiliul de Administrație sau în ce era? Din cadrul clubului, da. Cum era? Era ca și membru fondator și vicepreședinte executiv în cadrul Consiliului de Administrație. Așa. Tot atunci au fost câteva meciuri și rând pe rând am văzut cum pleacă unii jucători, se renunța la serviciile lor, bănuiți fiind că nu și-au apărat corect șansele. Da, după cum am mai menționat acest lucru, în cadrul acestui parteneriat, unul dintre membrii fondatori avea ca și îndatorire, să zic așa, cooptarea jucătorilor ce urmau să evolueze în cadrul competițiilor. După ce domnul Farid Calaf a fost exclus din cadrul clubului, a considerat oportun să-și retragă și aportul pe care dumnealui susține că l-a adus. Și atunci, el făcând acest lucru, valoarea lotului s-a diminuat. Din punctul meu de vedere, și cred că nu doar al meu, nu era net superior decât poate ca și număr, nu neapărat valoric, însă vă dați seama că acest lucru a destabilizat și vestiarul și moralul nu a mai fost același. E aproape imposibil să mai susții unele meciuri în condițiile în care până la un anumit moment dat te bazai pe un nucleu de jucători. Exact. Adică lucrul ăsta a fost cât se poate vizibil și în ceea ce privește evoluția echipei și rezultatele obținute. Noi, cu siguranță, în momentul în care ne-am întors și am și declarat acest lucru în cadrul conferinței de presă pe care am susținut-o, ne-am asumat retrogradarea pe care am și văzut-o nu neapărat ca și posibilă, ci mai degrabă ca și probabilă. Însă am considerat că e mai bine să începem reconstrucția de la acel moment decât să mai așteptăm finalizarea, să zic așa, a campionatului. Pentru că, mulți oameni ne-au întrebat de ce anume am considerat oportun să facem acel pas atunci și nu am așteptat și într-un fel, să zic așa, să fim asociați cu retrogradarea echipei, în loc să așteptăm sfârșitul campionatului, să se întâmple ceea ce noi considerăm oarecum inevitabil, și anume să retrogradeze echipa și apoi să ne alăturăm proiectului. După cum v-am mai spus, ne-am asumat acest lucru, am considerat să punem mai presus interesele echipei decât interesele noastre personale din punct de vedere al imaginii, până la urmă, exact. Pentru că altceva, nu știu dacă... Al imaginii, cu siguranță. Da. E destul de delicat și destul de complicat să-ți asociezi numele cu o retrogradare. Adică multă lume se ferește de lucrul ăsta, să-l spunem pe bune. Aș mai vrea să fac o mențiune aici, pentru că o consider extrem de importantă. Noi nu ne-am asumat venirea doar din punct de vedere al retrogradării și cu regret spun acest lucru. Părerea mea personală, și cred că și Andrei este de acord cu mine, nu cred că am mai fi vorbit despre Foresta dacă nu ne-am fi întors. Și prin asta vreau să spun că tot din punctul meu de vedere existau șanse foarte mari ca echipa să se desființeze. Da, o spun la modul cel mai categoric și eu. Primele semnale au fost date, dacă mi-aduc eu bine aminte, în momentul dintre tur și retur, când o bună parte, inclusiv noastră, alături de alți membri ai clubului, au reclamat
disensiunile între finanțatori, problemele care sunt și pe cale de consecință demisia din cadrul clubului. Da, după cum am spus și atunci, demisia a venit, din punctul meu de vedere, ca un lucru normal în contextul în care deja ceea ce ne doream cu toții la stadion nu prea mai avea șansă de reușită, să zic așa. Proiectul pe care noi ne-l-am asumat în momentul în care am început acest drum nu mai avea niciun fel de sorți de izbândă. Și atunci, pe cale normală, am hotărât să ne despărțim de proiect. Care a fost totuși resortul care v-a determinat să vă întoarceți? Și în cazul noastră, pentru că ați făcut-o după câteva luni, și în cazul tău, Andrei, pentru că e cam după un an de zile, dacă nu greșesc. Nu cred că un an. Eu am plecat pe 5 octombrie, până în martie, jumătate de an. Da, eu calculam ziua de astăzi, îmi cer scuze. Da. Da. Am avut această perioadă de discuții cu Mihai și cu cei doi finanțatori din Republica Moldova. Ei și-au exprimat în permanență dezamăgirea față de ceea ce s-a întâmplat pe parcursul sezonului. Au admis că s-au făcut anumite greșeli și în același timp și-a exprimat dorința de a continua munca pe care au început-o la Foresta, chiar din Liga 3-a. Pentru că i-am spus că sunt oameni de cuvânt și vor să demonstreze că ceea ce s-a întâmplat anul trecut a fost un accident. Un accident venit poate din lipsă de cunoștință, poate din prea multă încredere pe care i-au acordat-o domnului Calaf, prin faptul că doar el s-a ocupat de partea sportivă, și anume de aducerea acelor jucători care, din păcate, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și la nivelul jucătorilor de Liga a doua. Practic, aici a fost cea mai mare problemă. Unii jucători s-au ridicat. Prea puțini. Unii s-au ridicat, unii nu. Apropo de reconstrucție, că aici, dacă e ceva, am și eu de reproșat punctual unele chestiuni, dar, în fine, vreau să aflu și resortul care l-a împins pe Mihai să se întoarcă. După cum a spus și Andrei, chiar dacă noi am părăsit clubul din punct de vedere scriptic, să zic așa, vă dați seama că este foarte greu să implici și să depui atâta energie, efort, timp, resurse în cadrul proiectului, după care să reușești să te detașezi complet. În toată perioada aceasta noi am stat deoparte, am analizat lucrurile care se petreceau în cadrul clubului, am mai purtat discuții cu cei doi finanțatori din Republica Moldova, cu Andrei. În momentul în care ei și-au asumat, și când spun ei, mă refer mai mult la domnul Negură decât la domnul Lozovan, în momentul în care... Uite, bine că ai făcut acest lucru să-i menționez, pentru că eu cred că... Eu am înțeles, oamenii ăștia nu vor să-și facă un capital de imagine, nu sunt precum alți finanțatori sau investitori. Însă, cu bune, cu rele, acești oameni au înțeles, și cu mai mult bune, îndrăznesc eu să spun, au înțeles să sprijine o echipă de fotbal din România, în cazul de față echipa Suceava, au investit bani serioși în această echipă, au venit cu bani de acasă, ca să o spunem pe aia dreaptă, lucru pe care nu l-au făcut alții din Suceava, deși poate că din punct de vedere financiar stăteau chiar mai bine decât acești doi oameni. Și eu cred că este normal, firesc, de bun simț să le pronunțăm numele, astfel încât să îi și cunoască lumea și poate să vină și ziua în care să putem discuta cu ei față în față, să ne spună și ei așa, curat, românește, ce a determinat și cum văd ei lucrurile pe viitor. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Nu e nicio problemă. Cred că aveți dreptate. Probabil în momentul în care și ei vor considera oportun, de ce nu, poate vom reuși să-i și cunoaștem, cum ați spus și dumneavoastră. Până atunci, ei au considerat că noi putem face față provocărilor de aici și să gestionăm lucrurile în maniera în care situația să evolueze conform așteptărilor lor.
vis-a-vis de, de resortul care m-a determinat pe mine să, să mă întorc. În primul rând, eu am avut oportunitatea în scurta perioadă de când m-am alăturat proiectului să lucrez cu Andrei. Am reușit să învăț multe lucruri de la el și cred că e un parteneriat, dacă pot să-l numesc așa, reciproc avantajos, în sensul în care reușim să, să ne completăm foarte bine și de ce nu mergem și pe deviza că patru ochi sunt mai buni decât doi și două creiere judecă mai bine decât unul singur. Am discutat împreună, am analizat toate lucrurile care nu au funcționat, am încercat să găsim motive pentru care proiectul nu a decurs așa cum ar fi trebuit să decurgă. Am căzut de comun acord. Principalele concluzii la care ați ajuns? Din punctul meu de vedere, asocierea domnului Calaf în cadrul proiectului a fost un factor care a dăunat extrem de mult, pentru că domnul Calaf, pe lângă atribuțiile pe care și le-a asumat pe partea sportivă, a încercat foarte mult să acapareze și atribuții pe partea administrativă. Și, din punctul meu de vedere, deciziile pe care le-a luat în decursul acelei perioade nu au servit foarte mult interesele clubului, cât mai mult interesele sale personale. Împărtășește exact punctul meu de vedere. Concluzie, Andrei? Categoric. Acesta a fost... Eu nu vreau să transform această emisiune într-o emisiune acuzatoare la adresa... domnului Farid Calaf. Nici noi nu ne dorim, dar ne-ați întrebat și atunci noi da, considerăm corect, că acestea sunt motivele. Nu mi-am propus așa ceva. Știți foarte bine că nu sunt partizanul vreunei persoane sau sub nicio formă. Dacă mă interesează ceva, mă interesează să funcționeze această echipă, să existe progres, să existe dezvoltare, să fie promovați cât mai mulți copii de aici, din Suceava. Ăsta e, cred eu, sau asta e obligația acestei echipe de fotbal a Sucevei. Și pe cale de consecință, nu mă voi poziționa niciodată de partea vreunei anumite părți. În momentul de față, conducerea echipei este asigurată, după cum v-am spus, stimați telespectatori, de cei doi aici prezenți, de asemenea din echipa tehnică mai fac parte de Bogdan Tudoreanu, Mihai Guriță. Cine mai e în club la ora actuală? Pe lângă cei doi investitori care au un cuvânt greu de spus în această ecuație și care mă bucură că cei cu bani au reușit să fie din nou aduși, pentru că într-o anumită perioadă domnul Lozovanu da. A fost cel care a ieșit din calculele financiare ale echipei. Și la acel moment am și explicat care au fost motivele care l-au determinat să întreprindă acest pas. Da. Să zic așa. Bun, n-ar fi rău să le spuneți încă o dată ca să fie un lucru, pentru că, repet, discutăm aici... Au existat acele disensiuni între domnul Lozovan și domnul Calaf, undeva în luna octombrie, sper să nu mă înșele memoria. Și atunci domnul Lozovan a luat decizia de a nu se mai alătura proiectului din punct de vedere financiar, pentru că dar atenție, asta nu a însemnat că, domne, dați-mi toți banii care i-am băgat, hai că încheiem discuția. Nu, din ce am înțeles, la momentul respectiv a zis stop, din momentul ăsta nu mai vin cu bani. Din câte am înțeles și eu, da, așa a pus problema. Acum nu știu dacă au mai existat alte lucruri. Din ceea ce cunosc da. Eu, nu... Nu s-a pus problema altfel, da. Exact. Spuneați de reconstrucție, de că s-a început din acest retur de campionat și chiar mă bucuram în acest retur de campionat, pentru că am remarcat câțiva oameni în această echipă și câțiva copii care îmi dădeau șansă și speranță pentru ceea ce se poate construi. Dar am pierdut în tumultul acestei perioade, am pierdut câțiva jucători foarte importanți din punctul meu de vedere.
Așa este. Care erau grozavi pentru reconstrucție. Cred că în prima instanță, ca să și nominalizăm, cred că vă referiți la Cerlinca, Stănescu și, și Danila. Știți foarte bine că îi prețuiesc extraordinar de mult. Acum ne bucurăm că avem oportunitatea să și, nu știu, vorbim despre acest lucru, pentru că cred că e o întrebare care stă de mult timp pe buzele tuturor, ce anume s-a întâmplat și de ce acest lucru s-a întâmplat. Eu propun ceva. Vă rog. Că tot ați ridicat ce s-a întâmplat, de ce anume s-a întâmplat. După publicitate. Să-mi iasă bine. Publicitate, revenim.